Licențiat în drept și medicină la Paris, Constantin Argetoianu a fost unul dintre cei mai importanți politicieni români din perioada interbelică și a celui de-al doilea război mondial. A fost premier și președinte al Senatului și consilier al regelui Carol al II-lea. Întemnițat de regimul comunist, a murit în închisoarea de la Sighet, departe de moșia sa din Oltenia și dezamăgit de drumul pe care pornise țara. Poveste de viață fabuloasă pentru Constantin Argetoianu, diplomatul și politicianul născut în Craiova în 1871, într-o familie veche boierească, a avut o viață incredibilă. Ca mai toți tinerii vremii, pleacă la Paris la studii, de unde revine cu o licență în drept și un doctorat în medicină. Politica însă îl atrage mai tare, așa că în 1913 intră în Partidul Conservator alături de tatăl său, generalul Ion Argetoianu. În 5 ani ajunge ministru al justiției în guvernul Averescu și va negocia pacea de la Buftea în 1918. S-a alăturat lui Nicolae Iorga și au făcut o uniune agrară, a îndeplinit și funcții ministeriale. Este foarte important. A fost chiar și prim-ministru, ministru de finanțe, ministru de interne, ministru agriculturii și domeniilor. Deci a fost și medicul, hai să-i spunem neoficial, al celui care avea să fie mai târziu regele Carol al II-lea. Indiferent cât de mare a fost funcția sa și responsabilitatea, niciodată Argetoianu nu a uitat moșia părinților săi, locul copilăriei. A revenit la Breasta, comună lângă Craiova, acolo unde familia sa avea un conac. 9 iulie, sosit ieri la Breasta. Am găsit tot verde și frumos. Ultima furtună care a nenorocit o parte din Dolj nu a făcut stricăciuni la mine. De la București și până la Craiova n-am văzut așa porumb frumos ca în crivina jiului la Breasta. Este doar una din multele însemnări pe care diplomatul român le face despre domeniul de la Breasta. De altfel, memoriile sale sunt volume de o valoare istorică și literară de necontestat, interzise în perioada comunistă. Nu numai că își povestește viața și întreaga activitate, dar toată societatea românească se perindă prin fața ochilor noștri. El era recunoscut pentru cinismul său și de aceea sunt și savuroase memoriile și însemnările zilnice. Susținător convins al monarhiei, este declarat în 1938 consilierul regelui Carol al II-lea. În această calitate, Argetoianu participă la consiliile regale și adunările unde se decide soarta țării. În 1944, când a văzut deja care era cursul istoriei, a plecat în Elveția și multă lume credea că va rămâne acolo. Însă dorul de țară, dorul de Breasta, de moșia lui l-a făcut să se întoarcă. Acasă nu a mai găsit decât dezbinare, frică și o societate tot mai supusă regimului comunist. Fi arestat în 1950 și trimis în închisoarea de la Sighetul Marmației, acolo unde a fost trimisă de altfel întreaga elită politică interbelică. După unele opinii ar fi murit în închisoare în 1952, alții spun că în 1955. Comuna Breasta, județul Dolj, o pădure bătrână așternută mut peste dealurile jiului, îți fură privirea. Hățișul însă te îndeamnă să mergi mai departe. Nimic nu mai vorbește astăzi de frumusețea de altă dată a moșiei pe care Constantin Argetoianu o numea acasă. Era numai alei de trandafiri, foarte frumos îngrijit, copacii curățați, făcuți ca lumea. Iar aici era o clădire foarte frumoasă. Erau camere și sus și jos. Și mai încolo, iarăși clădiri. Mai încolo, pe partea dreaptă, exista tot la fel un beci în care își depozitau toate, tot ce aveau pentru iarnă. Oamenii povestesc că atunci când erau la ananghie, adică iarnă grea, nu le ajungeau bucatele, boierul totdeauna le dădea fără ca să le perceapă contravaloare. Bătrânii boieri s-au stins, iar trupurile lor au fost așezate în curtea bisericii. Este și locul unde Constantin Argetoianu își dorea să fie înmormântat. În 2003, fiicele ilustrului diplomat au redobândit proprietatea vechilor boieri, dar stabilite în Paris, moștenitoarele nu și-au dorit să păstreze legături cu țara. Au vândut moșia, iar noii proprietari au lăsat o pradă uitării și degradării.